Fica ambasadorului, episodul 6. Povestire. Sankar îi spune lui Nare că el și Jedis sunt nevinovați și este uimit când Nare îi spune că îl crede, fără să se îndoiască deloc. În timp ce ei sunt duși la secție și interogați, toate proprietățile lor sunt confiscate. Yahni merge repede acasă și să ascundă banii din seif, dar ajunge prea târziu. Nare a fost atacată de tipii angajați de Nektet, dar rănită fiind refuză să meargă la spital și merge întâi în port unde muge să salveze banii din seiful lui Jedis și documentele. Familia lui Sankar pierde casa și este nevoită să meargă la Refika, mama lui Jedis. Alice este și mai furioasă pe Nare când află că tatăl ei a făcut denunțul. Nare încă locuiește la Jedis. Alice și Refika vor să o scoată afară din casă, dar se răzgândesc când află câte a făcut pentru a avertiza pe Sankar și pe Jedis și cum a salvat banii lui Jedis. Alice își dă seama că a fost atacată de tipii angajați de Nekdek și regretă fiindcă a vrut doar să o sperie că să plece din oraș nu să-i facă rău. Sankar și Jedis vor rămâne sub arest pe perioada investigațiilor care va dura câteva luni, dar reușesc să convingă comandantul să îi elibereze 2 zile până la proces ca să își găsească pe tipii care au atacat-o pe Nare. În scurt timp îi găsesc pe cei 3 și află că Nekdet i-a angajat, dar pe el nu reușesc să îl prindă. Când Sankar îi spune că Menekse ia să se preface că leșine, Sankar nu este mișcat și îi spune lui Alice să îi transmită când se trezește că va divorța de ea dacă are vreo legătură cu atacul. După aceea, el și Nare merg la cabană după fica lor pe care au trimis-o acolo cu Zehra și Kavruk. Apoi merg să îi ceară socoteală lui Guven. Seara după ce se întorc acasă, Jedis îi spune lui Nare că se vor întoarce la închisoare dimineața de vreme, fără să spună familiei. Dimineața, Nare își ia rămas bun de la Sankar și clarifică unele neînțelegeri din trecut. Sankar îi spune că este vinovat, că într-adevăr a furat banii cu Jedis de la tatălui, deși mai târziu i-au returnat. Akin s-a întors în Turcia, el și Muge sunt iubiți. Îi promite femeii că vor ajuta să recupereze ce au pierdut și că va începe prin cumpărarea casei lui Sankar.